asta sunt eu și azi voi încerca să învăț backflip în 24 de ore. Sau poate că nu. Prost ești, bă. Ca să învăț să fac backflip am avut nevoie de două ajutoare. Frate Miu și o saltea. Nu am avut salteau, așa că am încercat să cumpăr una la mâna a doua și coincidența au făcut asta. Vă sun legătură cu anunțul ăsta cu saltea. Ești cumva lucid, Nick? Da. E parte, nu? Nu am nevoie de pentru un video. Bă, care e? What the fuck? Dar tu de ce poți mă păliți? Bă, da, ești cum a luat ce-a? Da, what the fuck, bă, dar ce tare ai fost, bă, mersi mult de tot, bă, m-ai ajutat maxim. Când o să ai tu nevoie de ajutorul meu, să-mi zici, da? Ne găsim noi, da, da, da. M-ai ajutat maxim. Te pup încă o dată, mersi mult. Mai bine, baftă cu salut din brațul, avem saltea. Acum că am făcut rost de saltea, m-am încălzit cât de bine am putut. După cum știți, eu m-am luat după frate meu, că el a făcut clipul ăsta cu vreo 2 ani, 2 ani și ceva. Am văzut că a făcut multe vizualizări a lui și am zis să fac și eu. Și acum, prost ăsta o să mă înveți cumva. Frate, mă, e dimineața, o să am febră. Nu o să am încercat. Păi, pe cuvântul meu, domn, deci bă. Bă, ăsta crede că eu nu sunt sportiv, bossule. Deci, tu trebuie să mă arunci și pe mine pe spate. Uite, bă, când ajuns în aer, bă, așa. Capul pe spate, tragi pe și tragi pe cât de tare poți. Mamă, bă, pe cuvântul meu, am emoții acum, bă, ești prost. Eu de aici te împing, lasă-mi dai. Mamă, ce ratat ești. Aia arată-mi la cum faci. Deci, tu sar, eu te împing de picioare și te împing așa. Aoleu. Depinde de tine ce aici, dacă ai ambiții. A, mamă, ambiții. Ei. Așa a trecut și prima oră din challenge. Și pentru că frate mi-a făcut deja asta într-un clip, am încercat să ascult cât mai mult din sfaturile lui. Am exersat până a venit seara. Voiam să ne oprim până au venit și vecinii mei Zbâr și cu Mădălin și au zis și ei că vor să încerce. Bă, dacă poate, de ce nu plec din seara asta până nu-l fac, da? Bă, dar e logic, bă, dacă... M-am zis că, da, m-am speriat, ești prost. Bă, dacă cazi în cap, nu-i vina, zic că nu-i vina lui frate mi. Nu-i vina mea, da. Împărțim ați, îmi spus. Nu-i vina lui frate mi, eu nu intru la prână. 3, 2, 1, destul pe azi, gata. Bă, da, să nu mă aruncați prea tare, că după mă duc, mă duc în mai mult. Bă, da, prea tare nu-i problemă. Prea tare, mă duc mai măcar nu-ți rup gâtul. Hai, la și, da? Hai. Bă, da, sigur? Da, am, bă, hai. 3, 2, 1 și... Prostea, oh! Și tu mai întâi. N-am zis mai bine, mai dă-o dată. Hai, 3, 2, 1 și... Bă, 2, 1 și... Bă, bă, pune-te cu vârfurile pe... Oh. 3, 2, 1... S-a făcut târziu și era destul pentru azi și am zis că încercăm și mâine. Următoarea zi deja eram demoralizat. Afară ploua și nu eram convins că pot să reușesc. Mă simt mult mai greu față de cum eram acum câțiva ani, dar nu m-am dat bătut nici azi. Probabil sunt mușchii ăștia prea grei, of! Băi, mai mult decât ieri, sincer. Vezi? 1 și... Așa, a fost perfectă. Și... Așa. Am încercat în continuu și progresul venea ușor, ușor, până am ajuns la prima accidentare din acest challenge. 3, 2, 1 și... Băi, ești handicapat, mi-ai dat drumul din aer, ești prost. Ce-i fi genunchea încă? Hai, poți să ne indică. Ai zis că mă ții, tu mi-ai dat drumul, nici nu m-ai împins? A, ce ai prost ești. Ai făcut bine acum, de ce ai rămas acolo? Trebuie. Pentru că mi-ai zis că mă mai fie dată primul. A, bine, ai zic că trebuie să mă ții. Ăsta eram eu când aveam 14 ani. Nu înțeleg cum reușeam să fac toate schemele astea de parcurs fără frică și acum parcă uitați-mi tot. Dar am încercat și am încercat și iar am încercat, dar... 2, 1 și... Așa, așa... Ce prost ești, bă! Ți-am zis să-mi dai drumul în cap. Dar cum dracu, bă, să de acolo de sus, gen, eu sunt pe spate, nu-ți mă uiți să mă întorc deodată. Dar nu trebuie să te întorci, asta-i faza. Mori, ești prost, dacă cad la înălțimea pe arcuri. Bă, nu mor. Bă, prea, zic o chestie. Bă, doar ești prost. Cred că today is over. Frate mi-a plecat înapoi acasă în Bacău, iar eu am rămas în București. Mi-am promis că duc la bun sfârșit acest challenge, dar aveam nevoie de un mediu mai bun care să mă ajute. Așa că m-am dus la Hype by Kido și mi-am pus toată încrederea în acest loc. Aici l-am întâlnit pe Viespi, cascador profesionist și noul meu mentor. Doamne, ești de
Domnule Snic, cum ați făcut asta? Ia. Am avut câteva niveluri pe dificultate de parcurs. 1. Zona de cuburi moi. 2. Salteaua. 3. Săritura de la înălțime. 4. Trambulina. 5. Backflip pe suprafață normală. Să-mi lăsați un comentariu dacă voi ați vrea să învățați să faceți backflip sau dacă știți deja, citesc toate comentariile și dau inimă. Prima lecție a fost să scap de frica din înălțim și frica de a cădea. Și ținând cont că cea mai mare frica mea e din înălțim, a fost mega greu pentru mine. Mai bine mă lovesc decât să fiu sus. 3, 2, 3. Uai, ce adrenalină că a sărit din avion, bă, zici că sar din avion. Viespiu a avut foarte multă răbdare cu mine pe tot parcursul acestui challenge. Nici nu mă cunoștea și a făcut tot posibilul să se asigure că nu plec de acolo fără să învăț să fac backflip. Când simți că te-ai desprins de la sol și vezi mâinile aici sus, atunci când îți vin genunchii în piept, bași capul pe spate. Doar că trebuie să sincronizezi foarte bine chestia asta. Ridicatul mâinilor cu prinsul de picioare, capul pe spate cu genunchii în piept. Hai bă, Olin, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat? Să-mi dai startul când pleci. Faci. Bine, 3, fac 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... 2, 1 și... Mâinile tale fac treaba asta. Am plecat pe genunchi. Să mi le țin de genunchi. Genunchii la nivel cu umerii. Așa. Și întotdeauna grupa aici sub genunchi ca să fie cel mai lejer. Progresul era vizibil așa că s-a întâmplat asta. Și... Nivelul 2 a fost cel mai greu pentru mine, deoarece nu reușeam să mă coordonez în niciun fel. Deși urma să sar de la o mare înălțime, asta a fost cea mai grea etapă și care a durat cel mai mult. L-ai făcut singur. Ce? L-ai făcut singur. Eram prea emoționat. Asta a fost al tău. Bine! O urma nivelul 3. Știam acum că pot să fac backflip pe saltea, dar deși era un metru jumate distanță, mi se părea că sunt 10. Totuși, la încurajările lui Viespiu, am zis, dă-o în brânza măsii, hai să o facem. Și pentru că ăsta a fost cel mai spectaculos nivel, am avut parte și de o galerie pe măsură. Hai, Snic! Hai, Snic! Hai, Snic! Penultima etapă a fost posibil cea mai ușoară. Viespiu m-a asigurat că dacă pot să sar de la înălțimea aia, pot să fac foarte simplu și pe trambulină. Suntem la penultimul nivel, dar nu mi-e pe trambulină, după care urmează drept, nu? Ma. Și într-un final am ajuns la ultimul nivel, backflip normal. Am mers în zona fără saltele moi. Suntem la ultima probă, și anume backflip pe o suprafață normală. Nu trambulin, nu nimic, este ultima probă. Dovada, Snic. Dovada? Dovada? Eu, în mai puțin de... O oră jumătate am dovorât toate cele... 10 recorduri. Voi backflip legit, atenți! Nu știam la ce să mă aștept, așa că am avut nevoie de ajutor pentru început, dar după muncă vine și răsplata. Iar răsplata mea a fost că am reușit să îndeplinesc provocarea pe care mi-am dat-o singur. 3, 2, 1 și...